Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Și prima întrebare este: pe cine admir cel mai mult și de ce? În principiu încerc să admir orice om care nu se bagă prea mult peste alți oameni și cumva încearcă să-și vadă de treaba lui. Adică n-am neapărat o persoană pe care o urmăresc, neapărat pentru că face chestia asta, dar în principiu cam orice om care își vede de treaba lui și încearcă să nu deranjeze / facă rău altcuiva voit, mi se pare că... Nu încalcă libertatea altcuiva? Cam da, așa, adică, nu? Atâta timp cât îți vezi de viața ta și nu cauți să-i împungi pe alții sau să-i... Da. Nu neapărat să fii bully, dar să-ți vezi de treaba ta, mi se pare cel mai liniștit mod de a-ți petrece viața. Ok. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv? Tot chestia asta de, nu știu, 7-8 ani am început să încerc să învăț cât mai mult de scopul meu și de treburile mele, adică ceea ce am de făcut e prioritar, tău. Știi? Adică eu am prioritățile mele, eu trebuie să fac asta, trebuie să ajung din A în B. Că se mai întâmplă, că așa e în viață, să vină unul să-ți pună piedică, să nu știu ce, să te încurce, să te tragă înapoi, să așa. Încerc pe cât posibil să nu intru în jocurile astea și să... Că nu faci decât să pierzi timp și să te depărtezi de finish-ul tău, de scopul tău, știi? Da. E super simplu. Ok. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Să nu se răzbune. Să nu se răzbune pentru că mi se pare, din experiențele mele de până acum, da, deși după ce se întâmpla ceva rău, îmi doream, căutam, făceam scenarii, cum aș putea să îi fac cel mai mult rău omului ăsta. Consumai energie. Îmi dăm seama că făceam așa burnout, cum ar fi, dădeam în gol, nu făceam nimic. Doar tocam energie și timp și nervi și stres, da, și tot așa. Și culmea e că peste 1, 2, 3, 4, 5 ani, cumva primeam vești cum că acel cineva sau acea whatever, da, persoană, nu știu ce a pățit și e foarte rău. Dar ideea e că deja după atâta timp nici măcar nu mai poți să te bucuri, că îți dai seama că e... Da, nu mai avea... E inutil să te bucuri că a pățit ceva rău, dar în același timp îți dai seama că cineva ceva adună toate chestiile astea cumva, știi, și la un moment dat le duce pe nu zero. Nu trebuie să fii tu judecătorul, da, suprem, da, da, ceva adică de genul. Trebuie să-ți vezi de treaba ta, că mai devreme sau mai târziu fiecare plătește pentru, ce a făcut. În regulă. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Cred că singura investiție, sigur, a mea care a dat roade e investiția în aparatură foto-video, în ceea ce fac, filme, poze. Da. În firma mea. Pot să spun ce n-a dat roade până acum, okay, financiar vorbind, și anume mașina, motocicleta, financiar. Pentru că, nu știu, psihic sau... Oferă... Nu, sentimental. Sentimental e prea mult. Dar la nivel de... Stare? Reward, de stare, nu, nu, nu există cuvinte să... Adică oricât de mulți bani ai băga în chestia asta, din nou, la un moment dat, ajungi pe zero și zici, bă, da, meritat. Știi, adică chit că ajungi să... La propriu, la cel mai propriu mod să-ți iei de la gură, știi, și să, gen, zică prietenii, ai Adidas și ea de 3 ani. Tu le zici, da, e ok, asta e, nu niciun fel de problemă. Dar eu weekendul ăsta mă duc pe munte și, gen, mă dau la marginea prăpastiei cu mașina la 100 la oră. Tu ai Adidas noi. Bravo. Ești foarte... Adică, alegeri. Nu, doamne, alegeri. Frește, adică, nu permit eu să zic că e greșit să ți-ai Adidas noi sau mă știu da, eu da, ce, da, dar în același timp nici... Și sunt mulți.
sunt mulți prieteni care îmi zic, oprește-te din a băga bani în mașina aia, știi, așa, și eu le zic, bă, e treaba mea. Aveți dreptate, din toate punctele de vedere, mai puțin, că voi nu puteți să simțiți ce simt eu. Uh-huh. Când după ce am băgat atâția bani, se întâmplă ceva, mai știu ce. Uh-huh. Ok, super. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Aș vrea să zic driftul, dar nu, okay, dar nu cred că e doar atât. Da. Cred că e, nu știu, e cât se poate de, e drog, e drog pe bune, adică ajungi la nivelul în care, nu la nivelul, addiction, ajungi în momentul în care pur și simplu ai nevoie de adrenalină și ți-o produci fix cum poți, mai bine, știi? Și ce e mișto cu toate campionatele astea și tot așa, da, e că te ducă, adică nu, te duci singur cumva, prin ele te duci, ele te educă să nu faci chestiile astea pe stradă, pentru că îți dai seama că nu e la fel de tare. Pentru că pe stradă nu poți să faci ce faci pe un circuit închis. Uh-huh. Cu motocicleta, cu mașina și tot așa. Deci asta mi s-ar părea mie că îmi doresc să o fac să nu pară o nebunie, dorința asta mea de a trăi cumva tot timpul la limită, dar în același timp să fiu eu în control. Adică n-aș putea niciodată să fac bungee sau n-aș putea niciodată să fac alte trebuie chestii. Trebuie să fie controlat la tine. Pentru că nu am curaj să-mi las viața într-o sfoară care se poate rupe, să mă știu. Așa dacă sunt eu la volan sau dacă știi sunt eu pe motocicletă, tu ești factorul final, oarecum. Eu decid ce se întâmplă. Cad, îmi asum, e 100% vina mea. Mai mult sau mai puțin. Mm-hmm. Asta nu vreau să nu mi se pară mie o nebunie și poate că, adică nu poate, sigur altora li se pare o nebunie și așa. Ceea ce cred că o face Marv. Ok. Următoarea întrebare. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? E o chestie foarte tare care circulă în lumea asta de mașini modificate și așa. Nu știu exact care e originea sau mai știu, da, ce, dar foarte, nu foarte multe, câteva mașini foarte, foarte tari au pe toată laterala lor scris, lângă steagul Japoniei, scrie ceva gen Imagine all the people living in peace, ceva de genul ăsta. Și mi se pare foarte tare că, mm-hmm, nu te aștepți în domeniul ăsta să fie. Să existe așa ceva, da. Dar eu chiar sunt de părere că dacă oamenii ar fi atât de deștepți încât să-și vadă de treaba lor și să nu se mai oprească din drumul lor ca să le facă altora rău, știi? Care l-au greșit sau nu, nu contează. Adică dacă și-ar vedea fiecare treaba lui, cred că am trăit într-o lume mult mai liniștită. Crezi în Buddha? Să fii sănătos, e treaba ta. Te rogi la, nu știu cine te rogi, tu, bravo ție, dar nu mă băga mie pe gât sau știi, adică nu. Uh-huh. Îți plac bărbații? Treaba ta, frate, n-am nicio problemă cu tine, să fii sănătos, dar nu, în fine, știi? Da, cam da, da, da. Fi... Ok, ok, super. Ce faci când nu ești focusat sau când te simți copleșit de ceva anume? Mă sui în mașină și plec la Brașov. Când nu mai pot să dau randament și simt că cumva dau un gol, adică muncesc, dar muncesc la 10%, 15%, 20% din potențial, că e normal, la un dat nu mai poți. Da, te ajungi, se consumă, la, ajungi la uzură, saturație, da, și așa. Mă sui o oră în mașină, uh-huh, și plec o oră, două, trei, conduc, nu știu ce, și mă întorc fresh. Nu mai zic de fiecare etapă de drift care pe cât de mult mă consumă, pe atât de mult mă încarcă. Te încarcă, da. Adică mă consumă din anumite puncte de vedere financiar și psihic și nu știu ce, dar ca și dorință de a face mai mult și nevoia de a face mai mult și, evident, dorința asta continuă de a face bani. O alimentează din ce în ce mai mult. Știi? Adică, pe de o parte consum, dar pe de altă parte te și împinge să faci mai mult pentru că ai nevoie de mai mult ca să te distrezi în continuare. Cumva, ca să știi cine ești, da. Și nu-ți mai zic de motocicletă. Deci motocicleta
o plimbare de 15 minute cu motocicleta, poate seara, și plimbare, deci nu să faci liniștit. Super haos. Ok, semi-liniștit. Nu-ți imagina nici 40 la oră, dar nici să rup legile în două și nu știu ce. Dar o plimbare seara pe răcoare în București, poate pe la 11-12 noaptea, când nu e trafic și așa, te... Eu mai în glumă, mai în serios, zic chestia asta că după o etapă de drift și așa mă curăț spiritual, nu știu cum să zic, adică, bă, te întorci la muncă, refresh, cu forță noi, adică ești gata, ești de la zero, e ca și cum nu ai fi fost obosit, e ca și cum nu ai fi muncit. De exemplu, azi am început la 9:30 dimineața și am terminat pe la 8 seara. Dar cumva... N-ai simțit neapărat, nu? N-am simțit neapărat și gândul că vine deadline-ul și că nu vreau să încurc, să trec peste deadline-uri și așa, te face să... Dar la un moment dat ai nevoie de pauze de genul ăsta. Iar chestia cu motocicleta sau cu mașina e ce trebuie. Ok. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogat? Cum ai deveni bogat? Ajutându-i pe ceilalți. E super simplu. E super simplu. Am experimentat chestia asta de câteva ori în viață. Da. Și... oricâte... Mi-am dorit mașină de drift. Am avut mașină de drift. Mi-am dorit motocicletă. Am avut motocicletă. Dar nu... E o fericire materială care se consumă cumva foarte repede. Doar niște... Nu e constantă. Nu. Nu. Momentele reale de împlinire și fericire sunt alea în care nu neapărat cu gesturi mari, poate cu gesturi mai mici, îi ajuți pe ceilalți și tu de fapt te hrănești, un cuvânt urât, poate, dar tu te hrănești din fericirea lor. Te conectezi la adică, partea aia, da. Degeaba îți cumperi tu Adidas noi și motociclete și mașini și nu știu ce, că mai devreme sau mai târziu tot, nu știu dacă apare supărat model. O să fii, dar apare al model, adică nu. Da, da, da. În schimb, dacă ajuți pe cineva, și nu zic neapărat financiar, da, da, da. Efectiv să ajuți pe cineva care are nevoie, e același fel de încărcare, doar că probabil pe altă latură, nu financiară, nu știu, karmic, poate, nu știu dacă ăsta e cuvântul, dar te simți bine și tu și ăla pe care l-ai ajutat și e într-adevăr ce ar trebui să facem mai toți, de fapt. Asta ar trebui să fie monedă. Ok. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? N-o să mint. Okay. Nu citesc foarte mult, dar am o carte care m-a prins foarte, foarte tare. E o carte pe care eu nu credeam că o să o citesc, se cheamă Conversații cu Dumnezeu. Wow. Nu pot să cred că o știi. Ok. Eu am văzut doar un filmuleț de 10 minute pe YouTube în care tipul ăsta, autorul, vorbea despre frică. Și m-a distrus, m-a descompus la nivel de atom. Deci cum vorbea omul ăla despre cât de simplă e viața asta și cum dacă trăiești în frică, ai cam încurcat-o, ca să nu folosesc alte cuvinte. Da. Și cât de simplu e să înțelegi și să-ți asumi chestia asta, că bă, nu poți să trăiești toată viața într-o cușcă și să zici, a, eu nu fac aia, sau nu, e prea riscant să fac aia, sau nu o să fac aia. Sau, e... Și m-a prins cartea aia maxim și eu cumva, nu știu dacă neapărat sunt ateu, dar în principiu nu cred în varianta bisericească a borului cu Iisus și nu știu ce și la. Trăiesc după niște reguli foarte, foarte basic, așa, foarte simple. Bă, nu-ți fac rău, nu-mi faci rău, suntem super ok și așa, easy, știi? Da. Dar cartea aia m-a prins și deși începutul e foarte dumnezeiesc și nu știu ce și mă pierde un cuvinte pic, după aia, pe la jumate, devine foarte, foarte tare și niște sfaturi. Sau, nu știu dacă sfaturi. Principii? Principii foarte, foarte tare, adică
uh-huh. pe care eu așa le-aș rezuma. Vezi-ți de treaba ta, încearcă să deranjezi cât de puțin poți pe ceilalți și nu să ai niciun fel de problemă în principiu. Ok, super. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Îmi vin două răspunsuri în minte, în principiu. Da. Odată am avut un caz foarte... Am avut accident de motocicletă. Ok. Mi-am rupt ambele mâini și piciorul stâng în primul an de motociclism și pe stradă. Și a fost groaznic nu pentru mine, cât pentru ceilalți. Pentru prieteni că și familie. Că vedeai cât îi afectezi pe ceilalți, știi? Și... Asta e, că nu știu dacă e frică, e cumva... Sau e frica față de ceilalți, știi? De a nu-i răni pe ceilalți. Proiectată pe ceilalți. Știi? Deci nu e neapărat deci către am, tine, era direcționată... Când am avut accidentul, îți jur, orică s-a întâmplat prea repede totul, orică nu știu ce, nu am avut o secundă în care să-mi fie frică. Nu-ți imagina că a fost vreun accident foarte curaznic, dar nici vreunul... Light. Da. Adică am căzut la 120 la oră pe asfalt cu cască și mănuși și atât, fără cizme, fără combinezon, fără nimic. Și cel mai frică mi-a fost de chestia asta, de nu de reacția celorlalți, dar gen primeam mesaje, primeam niște... A fost foarte dramatic așa cumva tot. Și ideea e că după am avut de ales, vând motocicleta, ce mai rămăsese din ea, sau o repar și continui. Și n-am putut. Adică nu că n-am putut. Aș fi putut să o vând, știi? Da. Nu mi-era foarte greu să o vând. Dar am ales să o repar și să o fac de circuit și să mă dau pe circuit. Și drept urmare, din 2016 și până acum în 2018, nu am avut probleme cu motocicleta. N-am mai avut probleme cu motocicleta. Anul ăsta am mers până în Tasos și înapoi cu motocicleta singur, 1300 de kilometri dus întors, n-am avut absolut niciun fel de problemă și așa. Adică cumva m-a cumpătat toată experiența aia și am grijă de frica celorlalți să nu fac cumva... Aproape variabil asta. Asta poate sună un pic arogant, dar să fac cumva să nu mă, nu să nu mă piardă, dar înțelegi, gen, știi? Uh-huh. Înțeleg. Și a doua chestie cu frica... Când eram mai mic, mi-era cumva frică de, nu știu dacă frică, ba da, frică de singurătate, știi, era momentul ăla când rămâi tu cu tine și atât. Și gen, poate să devină un pic dubios că intri și îți faci toate o mie de analize și de calcule, da. Ce ai să făcut, stai tu cu ce tine. Ai greșit, ce ai făcut, ce ai nu știu ce. Și odată chestia cu Tasos, când am mers singur pe motocicletă, în total, cred că au fost 16 ore, nu știu, singur, pe motocicletă. Și crede-mă că ai timp să-ți faci toate analizele și toate cele, știi? Da. Și a fost foarte ok. Și am depășit acum mult timp chestia asta cu... Și știu mulți oameni care nu suportă să rămână singuri. Sunt în continuu nevoiți să își pună un serial, să-și ducă atenția în altceva, numai către... Să-și pună... Orice altceva. Să facă orice altceva, să-și distragă atenția de la... introspecție. Da. Ceva de genul ăsta. Știi, să fie ei cu ei și atâta, știi, fără alte persoane care să... Ori eu mă bucur cumva că am trecut peste chestia asta și nu mă deranjează absolut deloc. Am avut câteva drumuri în Germania, Viena, care, ok, la un moment dat devin super boring și așa, dar în același timp sunt foarte constructive. Că gen a pus să... Îți pui cumva viața în ordine, în momentele alea. Da. Ok. Următoarea întrebare. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Perseverenței. Uh-huh. Amândouă. Pentru ambele. Ambele. Ok. Interesant. Sunt genul de om care nu se lasă. Da. Chiar dacă văd că totul e într-o direcție foarte greșită... Se scufundă vasul. Se scufundă, știi? Eu tot mă chinui cu ligheanul și scot apa și la modul... Nu, nu o să se întâmple chestia asta, n-are cum, știi?
Adică nu place să mă dau bătut deloc. Înțeleg. Never, ever. Hmm? Nu suport, nu vreau. Nu ți-e natural. Nu vreau. Adică, ok, sunt momente în care ești la modul, bă, mă depășește total și nu mai e în puterea mea să fac ceva în legătură cu asta, dar restul de 94% din cazuri sunt chestii pe care, dacă îți dorești destul de mult și dacă într-adevăr tragi destul de mult în direcția aia, le poți repara sau le poți face bine sau le poți aduce pe linia de plutire cumva, știi? Uh-huh. Uh-huh. Deci perseverența cred că ar fi okay. Cuvântul. Super. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Aș lua de la început, cu drag. Momentele astea în care pierzi totul sunt niște momente foarte benefice, cumva. De curățare. Da, de curățare, dar îți arată, de fapt, cât de puternic ești. Mm-hmm. Sau cât de puternic trebuie să fii. Da. Știi? Și nu mi s-a întâmplat odată. Mi s-a întâmplat de mai multe ori în viață să pierd totul și... Asta a sunat foarte aparior așa, dar nu să pierzi la... În fine, am pierdut multe chestii, dar ușor, ușor, în timp, fiind perseverent, le-am câștigat cumva înapoi și am reușit să ajung unde eram atunci când am pierdut și să depășesc și să trec peste, să ajung mai sus și mai departe și tot așa. Și mi se pare că nu prea e altă variantă. Evoluție. Adică, e vorba adică de... atunci când pierzi tot... Ce variantă ai? Ești rock bottom, nu poți să te duci mai jos de atât. Da. E super simplu, ține doar de tine cât de repede te mobilizezi să treci la acțiune. Faci chestia asta sau să o arzi la modul, vai, am pierdut tot, cât de groaznic, ai două mâini, ai două picioare, marș la treabă, treci, gata, nu mai poți să stai să te plângi. Să nu știu ce. Și o spun din poziția unui om care s-a chinuit să mănânce cu două mâini rupte, glumesc, dar... A fost, crede-mă, o experiență din care am învățat foarte multe și să mergi, să nu poți să urci scări din cauza piciorului rupt. Băi, cele mai elementare chestii pe care nu dai 2 lei în mod normal, gen să mergi, nu repede, la o viteză normală. Când aveam piciorul rupt, cârje, la-la-la, li-li-li și după aia recuperarea, deci mergeam sacadat, așa, târâiam piciorul și mă uitam la alți oameni și eram cumva invidios pe ei, că uite cât de repede ajung ea la magazin sau whatever și uite cum îmi ia mie 15 minute să mă duc să-mi iau o apă, știi? Și deodată când ești sănătos, apreciezi chestiile astea maxim, crede-mă. Momente de introspecție. Deci, crede-mă că apreciezi chestiile astea maxim. Te cred. Te pune în poziția de a fi recunoscător. Da. Și e trist, e super trist că, uite, abia acum, purtând discuția asta cu tine, îmi dau seama că, bă, am fost cam nenorocit în ultima perioadă și nu prea am apreciat toate chestiile astea, că ai două mâini cu care poți să faci bani, poți să te descurci, să te miști, știi, nu? Ok. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Oh. Gata, știu. Super. Să piardă mai puțin timp cu oameni rău intenționați, cu oameni răi, cu oameni care bad vibes, dau un gol, cu oameni care nu sunt puși pe construit, pe a face ceva bun, util. În principiu am declanșat un mini război împotriva persoanelor din jurul meu care nu trag de ele să fie cea mai bună versiune a lor. Simplu. Adică, bă, care potențialul tău e realmente infinit. Că nu ești prost, nu ești, știi? De ce te... De ce accepti să funcționezi la 30% din capacitatea ta? Cum e posibil așa ceva? Adică, e ca și cum ai avea o mașină de 1200 de cai și ai merge cu 40 la oră pe autostradă. E ilegal, în primul rând, că n-ai voie să mergi atât de încet, că îi încurci pe ceilalți. Exact. Și chestia asta chiar funcționează în societate. Bă, tu poți să fii foarte tare și ești foarte
mămălig, așa, bleg. Știi? Da. Fătălău. Și nu e acceptabil. Că ne tragi pe toți în jos ca și... Da, trage tot. Ca și... Nu vreau să zic ca și comunitate. Ca și... Potențial oarecum. Planeta da. Pământ, înțelegi? Da. Aici aș fi un pic răutăcios și aș intra peste credințele altora. Da. Ce mă deranjează pe mine cel mai tare în toată mizeria asta cu bor, mor, Iisus, nu știu ce, e că singurul lucru pe care ei de fapt îl fac, nu discut de bani și așa, da. Că asta o știe toată lumea ce fac ei cu banii și așa, cum... Așa? De fapt, ce mă deranjează e că mesajul lor e următorul. Tu ești un vinovat pedepsit care trebuie să plătească pentru ce a făcut, chiar dacă tu n-ai făcut nimic sau ai făcut, și tu nu ești propriul tău șef. Nu șef. Cumva te fac să te simți că tu nu decizi pentru tine. Nu ești responsabil. Ceea ce mi se pare falsitatea supremă. Toată lumea după ce... cineva e omorât sau o fie ca Dumnezeu să-i salveze sufletul și alte că, bă, omori un om când decizi să omori un om. Nu poți să dai vina pe Dumnezeu că așa a vrut Dumnezeu, ca, nu tu, dar cineva să-l omoare pe omul ăla. Adică e absurd, nu poți tot timpul să externalizezi mizeriile astea, nu poți. Iar cum miliarde de oameni fac asta sub numele, fie oricare dintre numele religioase, da, vrei, da, tu, da. Mi se pare că toată lumea are așa un motiv să zică, a, nu eu, așa a vrut Dumnezeu. Marș, mă, nu e așa, știi? Și dacă toată lumea ar prelua frâiele și ar zice, bă, eu sunt să-și asume, eu, poate sună din nou arogant și prost, dar cumva, din punctul meu de vedere, tu ești propriul tău Dumnezeu, ești, nu vreau să intru în termen religios, dar ești... Ei spun că ești creație din el, ești, cum spune acolo, da, că ești o bucățică din el și nu știu ce. Păi, fii, nu mai aștepta să te... Nu mai aștepta semne, nu mai aștepta... Fă! Acționează! Fă! Te plângi că sunt atâția oameni fără case pe lumea asta și nu știu ce... Homeless. Fă case. Și... Fă ceva! Fă... Fă case. Bă, orice, da, dă-i, da, o pernă unuia, dă-i o pereche de șosete altuia, fă orice gest de genul ăsta. Dacă îl multiplici la nivel planetar, gen... Numeric vorbim. Un miliard de genuri, de gesturi de genul, de ai rezolvat... S-a dus tot. Un pic, cam jumate din problemă, ai cumva, bifat, știi? Ai dat cu cec. Dar tu când stai și... Eu nu zic că e neapărat greșit să te rogi, Doamne ferește, roagă-te, fă ce vrei tu, dar și fă ceva. Adică nu sta doar în genunchi și te plânge că, vai, mamai are cancer, la muncă e groaznic, schimbă job-ul. Acționează, bă, da, fă ceva. Nu poți doar să te rogi, știi? Cam asta ar fi. Ok. Ok. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Mă. Oh, chiar mi se pare o întrebare foarte grea. Nu știu să răspund la întrebarea asta. Pot să spun ce fac eu când îmi doresc ceva. Super. Nu mă opresc până când nu ajung acolo. Asta înseamnă că cel mai mult am muncit legat 20 de ore. Legat, gen, în continuu. Da. Mâncam la calculator și tot așa. Anul ăsta am avut niște experiențe superbe în care... Cumva am reușit din Ungaria, de la o filmare, să plec la o altă filmare în Austria și de acolo a sunat din nou telefonul și am ajuns în nordul Germaniei, foarte departe, și în Germania fiind mi-a sunat din nou telefonul să ajung în Mangalia. Adică cel mai trist lucru pe lumea asta e când te întorci de la 2000 și de kilometri să ajungi acasă în București. Și de fapt să nu te oprești, să mai ai încă 250 de kilometri până în Mangalia, știi? Adică e foarte greu și oricând puteam să zic, bă, nu, e prea mult,
E prea greu să faci, nu știu, 10.000 de kilometri să filmezi și nu știu ce, în 8 zile sau mai știu eu ce, știi? Sau acum 2 ani am avut, dar eu nu le văd, eu nu văd chestiile astea, probabil că de asta le și accept așa de ușor. Eu nu văd chestiile astea ca fiind niște chestii nasoale. Anul trecut, nu, în 2016, cred, am avut o filmare în Monaco, o săptămână. Da. Adică, frate, Monaco, era o plăcere să faci treaba acolo, să filmezi acolo. Am ajuns la, aterizat avionul la 12 noaptea, am adormit pe la 1:30 și dimineața la 7 trebuia să plec în Grecia încă o săptămână să filmez cu mașina de data asta. Deci am stat fix 6 ore în București. Și ce s-a întâmplat? Mi-a sunat telefonul dimineața. Cineva avea nevoie de o filmare. Și n-am mai plecat la 7 dimineața cum era calculat, am plecat la 12. Dar nu am zis nu filmării alea. Și sunt foarte mândru de chestia asta și sunt conștient că puteam din toate pozițiile și eram gen super îndreptățit să zic, bă, plec în Grecia, da, la muncă. Da, 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 da. Nu pot să... Nu mai pot. Nu să te ajut neapărat, că era să plătit, vin. Era să ok. Vin, dar puteam liniștit să fiu lene și să zic, bă, nu pot să vin. Pentru că îți dai seama, dacă am plecat la 12 din București, mi-a dat peste cap toate planurile, a trebuit să merg mult mai tare, a trebuit să nu știu ce, da, a fost mult mai obositor. Dar a meritat. A meritat, pentru că la sfârșit trăgeam linie și eram la modul, bă, am dat maxim, frate. Adică din câte ore am avut azi, le-am fructificat la secunde, la maxim. Adică cât mai mult data n-aveam cum. Nu mai aveai ce să strici. Nu mai aveam cum mai mult data. Iar asta mi se pare energia supremă cu care să te hrănești și nu văd de ce te-ai oprit din chestia asta. Mă uit la oameni în vârstă, bine, pe afară sau... Așa? Care-s mai... La 61 de ani sunt mai sănătoși și mai... Voinici? Fâșneți și voinici decât noi, la 30, știi? Adică, serios, e doar o chestie de cum îți așezi lucrurile în viață și așa. Și nu, cred că o să fiu foarte deprimat și o să intru direct în depresie în ziua în care o să încep să zic... Bă, nu. Nu mai vreau, nu mai pot, nu mai trebuie, nu mai... Cred că o să fiu super trist. Dacă se va întâmpla. Dacă se va întâmpla, da. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? Succes. Probabil că toată lumea se așteaptă să dăm un răspuns de la gen Bill Gates sau alt cine știe ce fondator de cine știe ce companie, dar din punctul meu de vedere succesul e cumva altul. Da. Și nu știu dacă ai văzut, dar Jim Carrey în ultima perioadă a luat-o foarte cumva razna în ghilimele și a zis ceva foarte tare, că și-ar dori ca toată lumea să ajungă milionară ca să-și dea seama că de fapt... Că nu e acolo răspuns. Nu acolo e răspunsul, știi? Da, că, da, da. Ok, ai 43 de mașini în garaj, să fii sănătos. Și cu ce te ajută chestia asta? Nu e. Nu e, nu e. Deci succesul e alt fel. Și... Nu știu, să zic. Pe, nu știu, nu știu. Pe, nu, okay. Nu pot să-ți dau o persoană, dar ți-am dat așa un range mai mare de super persoane. Ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dorit să te întrebe? Cât de greu a fost? Nimeni nu te întreabă cât de greu a fost. Știi? Toată lumea e la modul, a, tare, da. Mișto. Mișto. Da. Și așa, și așa. Da, tare. Dar lumea nu știe ce e în spate, știi? Alții la, nu știu, 14 ani, habar n-am, nu știu, mergeau în Grecia în concediu cu ai lor, sau, nu știu, habar n-am, știi? Da. Alții stăteau și învățau Photoshop și învățau Premiere și învățau... Na, se școleau, știi? Eu am 12 clase, adică n-am... Dar sunt foarte ok cu asta, adică n-am niciun fel de problemă. Că sper eu că m-am adaptat cumva la problemele societății din 2018, în care o diplomă nu prea te mai salvează, din păcate. Din păcate. Da, da. Ok, deci nu te întreabă asta. Nu te întreabă nimeni cât de greu a fost. E
E ok că nu te întreabă nimeni, dar mi-ar plăcea, știi, să te întrebe cineva, bă, cât de greu a fost? Să zici, bă, foarte, a fost foarte greu, știi? Super, îți mulțumesc, ăștia suntem, gata. Foarte tare, mersi mult.